avion cu destinația Tel Aviv a aterizat de urgent pe Otopeni. Un avion care avea destinația Tel Aviv a fost nevoit să aterizeze de urgent pe aeroportul Otopeni, după doar 40 de minute de la decolare. Se pare că avionul avea probleme hidraulice, și pilotul a preferat să se întoarcă, pentru a nu exista complicații, informează Antena 3. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar avionul a aterizat cu bine pe Otopeni. O nou curs cu destinația Tel Aviv va prelua pasagerii din avionul cu probleme. Acest zbor este programat la ora 1300.